comisia. Și atunci faceți și eu comisie și oferi, facem și noi. Faceți câte vreți, mă, nu puteți să faceți multe, mă, voi sunteți salariați, voi nu puteți face ceva decât cu aprobarea mea. Nu vă convine, vă ce ține altă parte și lucrați unde conduceți voi. Aici conduc eu. Sindicatul vostru și cu toate sindicatele pe fața vostru. În ceea ce privește relațiile de muncă, dacă ei ne ducem așa cum ați venit dumneavoastră, că da, ați folosit un cuvânt din asta. Da, cu tot sindicatul, cu toate cele care vă află pe voi, nu mai la stătă în disciplină, voi nu mai aveți șef ăsta în muhaiaua voastră, oricând îl amenințați prin curte, stai tăticule că dau mă editoria jos din pot, că am fost prea prost până acum. Nu se poate. Da, a fost bine atunci în seara când s-a făcut grevă că v-a cerut Dobre. V-a cerut demisia în seara aceea. Și care era problema? Și când v-am susținut, a fost bine, nu? Nu am nevoie de susținerea voastră, nu m-ați susținut pe mine, am susținut ca să luați voi salariile. Nu v-am pus să faceți grevă pentru salariul meu. Pentru salariile voastre ați făcut grevă, nu pentru al meu. Nu, domnule, a fost pentru condițiile inumane care le avem aici. Care condiții inumane? Condițiile inumane. Nu sunt inumane. Ba da. Nu, față de alții din alte părți, nu sunt inumane. Ba da. Aveți material de protecție, aveți grafice, aveți ore de pregătire, 25 de ore, aveți o jumătate de ore în fiecare zi, aveți 25 de ore care nu le faceți să stați să reparați mașina și am închis ochii.